Doamne ajută! Bun regăsit la o nouă emisiune, Vestea cea bună, emisiunea Școlii Brâncovenești. Emisiune în direct cu părintele Cezar Axinte și Mihai Chircor la microfon. Sărut mâna, părinte, bun regăsit! Sărut mâna și eu, bun găsit tuturor! Tema emisiunii noastre de astăzi este identitatea creștină și secularismul. Nu cunoașteți modalitățile prin care ne puteți accesa, nu le mai repet. Așteptăm punctele frăților voastre de vedere. Aș vrea să fac o foarte scurtă precizare. Când, măcar pentru mine valabil, părintele ca de obicei are ultimul cuvânt de spus. Eu când spun identitate creștină, mă refer nu la cea, cum să spun, declarată. Că așa la recensământ, creștini sunt 90%, 86% sunt ortodoxi. Nu, mă refer la identitatea creștină asumată, trăită. Și aici, cum să spun, avem foarte multe de zis și foarte multe de făcut. Nu mai țin minte care dintre marii noștri duhovnici întrebat fiind dacă se impune reevanghelizarea, recatehizarea credincioșilor, a zis da. Și cred că suntem acolo și cred că următorul pas ar fi să nu ne fie rușine să spunem da, avem nevoie de o recatehizare, dacă nu de o reevanghelizare. Avem nevoie de așa ceva, pentru că unii nici măcar nu spun cu răutate, cu reproș, de pe poziție de sus că, cum să spun, sunt, eu știu unde sunt, știu unde e locul meu, e foarte jos. Dar de jos de unde sunt, văd. În stânga, în dreapta, mai jos ca mine, mai sus ca mine. Da? Mulți, cum să spun, sunt diferite trepte. Hai să mergem la cele 33, să nu mergem la cele 33 de trepte ale Sfântului Ioan Scăraru. Una este să acționezi ca un creștin, și asta este un lucru care mai e fezabil astăzi, dar nu știu câți dintre noi au exercițiul trezviei. Pentru că dacă tu n-ai dat în cap nimănui, n-ai furat, n-ai făcut, dar în mintea ta, în sufletul tău, e nenorocire. Adică prin minte ți-au trecut nu știu câte, cu gândul ai făcut nu știu câte păcate, sufletul tău nu mai este așa cum ar trebui să fie. Deci, această identitate creștină asumată trebuie să se refere și la ce faci și la ce gândești, că și există o forță a gândului. Noi n-am ajuns încă să gândim, să spunem muntelui să umble și el să umble. Dar au fost în istoria omenirii oameni care au spus muntelui să umble și muntele a umblat. Că aveau acel grăunte de credință cât un bob de muștar. Deci, asta foarte pe scurt referitor la identitatea creștină. Secularismul și-a pus o amprentă, cum să spun, nu de mână, de picior. Mărime mare, mărimea 46, pe societatea noastră toată. Că este ortodoxă, că e catolică, că e musulmană, protestantă, că nu, pe creștini și pe toți. A venit și e o, cum să spun, o labă de dinozauri de la mare care și-a pus amprenta pe societatea noastră. Acum, noi trebuie să fim optimiști, avem această poruncă, această obligație de a nu încădea în păcatul deznădejde, că deznădejde este un păcat. Nu e nimic pierdut iremediabil. Amprenta asta există, dar noi putem să o eliminăm pe asta. Noi putem să eliminăm această amprentă a secularismului și să revenim la mentalitatea, la condiția de creștin. Asemenea lui Hristos. Cât mai aproape de. Și aici este foarte mult de spus, pentru că această amprentă a secularismului devine din ce în ce mai pregnantă. Adică acel dinozaur a pus laba aia mare pe societatea noastră și sentimentul meu este, părinte, că apasă.
Și se mișcă și își face nu e numai o amprentă. Nu e o amprentă, da? Adică a lăsat amprentă. E cu toată greutatea. E cu toată greutatea pe noi. Și ar putea cineva să spună, cum doamne, păi ăla stă cu forța lui de nu știu câte tone pe grumazul meu și eu. Păi cu noi este Hristos. În noi, cu noi ar trebui să fie Hristos. El este dacă noi suntem cu El. Deci dacă noi suntem cu El, El este cu noi. Atât de simplu este în aparență și atât de dificil să fii cu Hristos. Și dacă am reușit să eliminăm sau să diminuăm această presiune a secularismului asupra vieții creștine, asupra identității creștine, foarte multe lucruri s-ar rezolva de la sine și pentru individ și pentru societate. Nu știu de unde să pornesc, am în minte E greu să... Totuși mă gândesc că poate că și asta e lupta care se dă în planul nevăzut, lupta pe care o dă poporul român, țara noastră. De asta cumva parcă nu înțelegem ce ni se întâmplă. Nu, sigur nu înțelegem. Adică vedeți, sigur nu copleșit, copleșite autoritățile. Nu, asta nu, părinte, iertați-mă aici. Aici este un lucru foarte... Vă rog să mă iertați, dați-mi voie un minut. Pentru că ceea ce se întâmplă în ultimele luni pe scena politică, în plan politic, este o acțiune prin care se dorește a se proiecta o anume imagine a României în spațiu internațional. Adică o Românie neputincioasă, o Românie ticăloasă și ticăloșită, o Românie care se afundă și nu este în stare să facă nimic și mai e un pas să se spună, e, lasă că venim noi și vă scoatem noi din mocirla în care sunteți și vă punem noi pe drumul nostru. Da, și acea intervenție că te scoate din mocirlă și te pune nu pe drumul tău, din mocirlă, așa zisa mocirlă, deci în noroiul pe care el mi l-a aruncat mie, mă scoate și mă pune pe drumul lui, nu pe drumul meu, și drumurile noastre sunt foarte diferite, da? Și odată cu mine, când mă trage pe mine, mai trage și... un miliard de metri cub de gaz, un milion de baril de petrol și nu mai știu ce. Iertați-mă. Că nu știm ce ni se întâmplă. Da, pentru că este o presiune extraordinară asupra noastră ca popor. Și lucrul ăsta își pune amprenta și în zona spirituală. Nu se poate să spui că noi suntem cum suntem, dar spiritual noi suntem bine, suntem curați, că suntem ortodoxi. Da, despre asta e vorba. Pentru că am spus de multe ori că noi ne adresăm și celor, sau mai ales celor care nu sunt în zona bisericii, nu sunt în zona vieții duhovnicești. Și au făcut un pas. Da. Oameni de mare, bună credință, de mare calitate. Oameni de bună calitate. Care sunt în înșelare. Care... caută un drum, caută un răspuns. E o confuzie generalizată. Sunt oameni de mare calitate, milioane și milioane de oameni de mare calitate care mai știu ce să înțeleagă. Clar ce spuneați cu scena politică, lucrurile duc la o blazare, adică tineri intelectuali la 30 de ani blazați, îmbătrâniți, plictisiți, scârbiți, oameni care au pornit cu mari șanse, cu mari speranțe, ca promisiuni, ca elite în devenirea ale neamului ăstuia. Și sunt blazați, plictisiți, descumpăniți, blazați, caută să rezolve problemele acestea, rămâne ca prim scop imediat să rezolve problemele materiale, ca un fel de securizare, ca un fel de garanție. Deci psihologic, sau să spunem așa, sufletește, oamenii sunt foarte confuzi, într-o confuzie generală. Văd și în partea aceasta, dacă privesc în media, că de fapt tinerii cumva sunt partea media.
Și nu se poate fără ei. Da, da. Ei sunt combustibilul, până la urmă, consumatorul final, beneficiarul, până la urmă, n-ar exista, n-ar funcționa, sau ar fi ceva virtual de care nici nu știi. Și atunci e o confuzie foarte mare, pentru că și în media, referitor cel puțin la biserică, lucrurile sunt foarte confuze. Nu, sunt foarte clare, părinte. Dacă pornim din zona secularistă. Nu, sunt foarte clare, ca programatic. Pentru ei nu, dacă nu știu. Pentru noi sunt clare. De asta încercăm cumva să... Deci tinerii nu înțeleg ce se întâmplă. Nu pentru că nu au inteligență, din potrivă. Nu, nu-i treabă de inteligență. Și pentru că e atât de multă informație, atât de bine... canalizată. În, cum să spun, să nu zic manipulată, frumos, dar instrumentalizată. Atât de bine instrumentalizată, încât este foarte dificil dacă nu ai... cunoștințe, măcar rudimente de credință. Fac o paranteză aici. Vorbim de o picătură de cerneală într-un butoi de apă. Știți? Infinitezimal este așa. Adică creștinismul sigur că este în sângele nostru. Avem botez, avem taine, avem... Dar este atât de diluat, să spunem așa, în termenii aceștia de comparație, atât de diluat încât nu se vede culoarea. Nu se simte gustul. Dacă pui o picătură de, nu știu, de miere într-un butoi de apă, nu o să simți gustul de miere. Deși ea are consistența, are... Da, dar aici dați-mi voie să vin cu ideea mea mai veche. Dacă pun o picătură de vopsea neagră într-un butoi de vopsea albă, nu o să se simtă, nu o să se vadă decât cu nu știu ce aparat, foarte sofisticat, dar butoiul de vopsea albă nu mai este imaculat. Da, dar aici vorbeam, cumva era răsturnată situația, vorbeam de har și de creștinism, de valorile creștine. Da, deci valorile creștine există. În popor, în tineri, există. Dar, cum să spun, nu se simte gustul, nu se simte savoarea, pentru că sunt foarte diluate, foarte, cum să spun, subțiate, din pricina informației care circulă, cum să spun, și independent de voința noastră. Adică noi nu mai putem să folosim liberul arbitru. Și aici voi merge pe o teză pe care, nu știu cum mi-a venit teza asta în minte, ideea aceasta în minte, dar mi-am dat seama de lucrul acesta, am vorbit și cu tineri și cu credincioșii. Lumea este foarte înduhovnicită. Foarte înduhovnicită. Noi nu mai trăim o epocă a materialismului, ci o epocă foarte, foarte spiritualizată, foarte înduhovnicită. Și să vă explic de ce. Este o răsturnare fundamentală, este o schimbare de natură, nu numai de paradigmă, de model, ci o schimbare de natură. Oamenii sunt extrem de înduhovniciți. Dar cum? Duhurile căzute sunt tot persoane duhovnicești. Da. Răul este, deși el în sine nu există. Duhul răului. Dar duhul răutății sau duhurile răutății sau duhurile necurate, cum să spun. Uite că vorbeați de picătura de vopsea neagră. Duhurile necurate exercită o influență atât de mare în lume, de la lucrurile cele mai mici, paranteză la paranteză, o pompă care extrage apa sau căldura din sol, adică e ceva, o masă de fierătanii cu șuruburi, cu țevi, nu știu ce, și lângă ea o femeie goală în costum de baie și reclama cele mai bune pompe de căldură. Legătura dintre trupul femeii și pompa aceea care e o fierătanie, o faci tu. Asta deja este în duhovnicire. Este un mesaj spiritualizat. Da. Deci nu scrie nimeni acolo, domnule, dacă îți plac femeile, dacă ești desfânat. Spiritualitatea poate să fie albă sau neagră. Exact, după cum energia e creată sau necreată. Da. Noi vorbim de lucrare, de energie creată acum. A duhurilor căzute. Deci lumea a trecut de la faza materialistă
la faza spirituală. În definitiv, în Europa, acum se creează o nouă spiritualitate. Ateismul e tot o spiritualitate. Da. Numai că Dumnezeu este înlocuit cu propria persoană. Lucru care s-a întâmplat chiar la început. Și cu Lucifer, și cu omul, cu Adam și așa mai departe. Deci ateismul este o credință. De aceea și spune, cred că nu există Dumnezeu. Cred că eu sunt Dumnezeu. Asta este ateism. Și acum se naște, sigur, care până la urmă, pentru a fi fundamentat ideologic, a avut nevoie de materialismul științific și de toate celelalte. Ei bine, noi am trecut de această epocă și în lume acum, dar în Europa, vorbim de Europa, se conturează, se articulează foarte limpede o nouă spiritualitate. Oamenii sunt extrem de înduhovniciți. Au predicator, au mijloace de răspândire, au ce? Pescari. Păi net înseamnă năvod. Deci demonul ce face? Imită pe Hristos. El nu e creator. Poate fi creativ, dar nu e creator. Și el ce face? Îl imită pe Hristos în toate. Inclusiv aceasta că vă voi face pe voi pescar de oameni. Păi credeți că întâmplător Steve Jobs și-a pus mărul mușcat ca emblemă pe telefoanele mobile? De fapt, ce este? O nouă cădere a lumii. O nouă spiritualitate a lumii. Să știți că epoca aceasta marchează o nouă spiritualitate. Și atunci este vorba de idee, că aici aș vrea cumva ajung, că lucrurile sunt mult mai... Cum să spun? Aici ai mult de spus, dar așa cât m-a dus mintea să le concentrez. Vorbim de identitatea creștină față de această spiritualitate. Deci, în duhovnicirea sau în dumnezeirea prin har și în dumnezeirea prin sine. Acestea sunt cele două lucruri. Nu, hai să fim puțin mai... Îmi dați voie să... Adică asta, vorbeam de spiritualitatea secularismului. Eu aș vrea să fiu puțin mai tranșant decât Sfinția voastră și să... încă o dată, fără jenă să-mi spuneți dacă greșesc sau nu. Deci, poate să fie o înduhovnicire prin Dumnezeu. Prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, care este o îndumnezeire și o înduhovnicire prin vrăjmași. Prin duhurile căzute. Prin duhurile căzute. Da, prin duhurile căzute. Depinde cine-i Duhul. Care este o demonizare. Duce spre demonizare. Una duce spre îndumnezeire. Spune Sfântul Apostol Pavel, adică avem pentru aceasta, avem temei științific, temei scripturistic și știi, cercetați duhurile. Vedeți cărui duh aparțin acestea. Este foarte limpede ce se întâmplă. Adică, exact cum ați spus, problema, sigur, dacă reducem la o propoziție, sintetic... Acolo suntem. Nu există decât două căi. Căi, practic. Sigur că două la un duhuri, moment dat... Două duhuri. Da. Da? Două duhuri. Duhuri sunt mai multe, că avem și îngeri păzitori cu... Nu. Duhul Sfânt și Duhul Vrăjmașului. Exact. Ca linii, să spunem așa. Da. Ei, cu deosebirea aceasta extraordinară că vorbim despre energii necreate și energii create, care sunt folosite, acestea create, bine sau rău. Aici ne despărțim cumva cu propoziția asta închei, că vreau cumva să fie ceva, e destul de nelimpede de ce am spus și dacă tot nu reușesc să le... Pe mine măcar m-ați limpezit. Deci, vedeți, paranteză din nou, am citit la Facultatea de Științe Medicale, de Medicină din Timișoara, o curiculă acolo la mastere, și să vedeți câte lucruri, câte terapii, adică ce? Metode de vindecare cu energii necunoscute. Cu energii necunoscute. Și necercetate, probabil. Face la nivel de master, ți-ți dă o competență. Și am stat să mă gândesc, domnule, cu ce putere vindeci?
Și deja la nivel, vă dați seama, au pătruns chestiunile acestea extrem orientale din Orientul Îndepărtat, au pătruns deja la nivel academic, de universitate. Că așa se și cucerește până la urmă pe aici. Deci universitățile sunt, reprezintă interfața întotdeauna unei modificări, de unei paradigme noi, a unei revoluții. Din universitate pornește revoluția, că nici nu are cum altfel. O răscoală mai poate să pornească de la câmp, deși ideile sunt purtate tot de pașoptiși, de sfârșit. Și atunci, închid paranteza, mi-am dat seama și am pus întrebarea, bine, dar cu ce putere faci, cu ce energie, cu ce lucrare? De ce spune... Îți poruncesc în numele lui Iisus Hristos să ieși din asta, sau să faci asta. Se sfințește apa aceasta prin lucrarea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Da? Adică vreau să spun că e o chestiune de alegere, ce identitate ai. În ce Duh trăiești? În ce Duh crezi, în ce Duh trăiești, în ce Duh mărturisești. Da, acum... Asta, cam așa am observat lucrul acesta și sunt îngrozit, pentru că, într-adevăr, și părinții spun că la sfârșit mulți vor crede. Mulți, foarte mulți. Cred. Da. Deci, se confirmă și cumva se împlinește cuvântul Sfinților Părinți, prorocesc, care vorbește despre o societate extrem de spiritualizată. Da, vreau să vă spun că am ascultat cu foarte mare atenție ce ați spus. E prima oară când aud de la Sfinția voastră ideile astea, în forma asta, le consider totul foarte corect, foarte logic, și îmi pare rău că n-am reușit să structurez și eu ceea ce n-am discutat cu nimeni niciodată lucrurile acestea. Am vorbit într-o singură seară la cateheză acum o săptămână, foarte pe scurt, și a fost o provocare de fapt înainte de a începe. Dar vreau să vă spun că ceea ce Sfinția voastră spune acum, eu, știți ce senzație am? Aș vrea să mă opresc, să îngheț emisiunea, să opresc ceasul, da? Să stăm de vorbă câteva ore. Nu, nici nu, măcar. Nu. Să mă duc undeva în pustie sau pe largul mării, să stau să meditez, da? La ceea ce ați spus acum. Pentru că mie mi-a trebuit, încă o dată, 65 de ani, profesor universitar, doctor, inginer, abilitat, cu o valiză de cărți scrise, lucrurile astea nu mă ajută cu absolut nimic în dimensiunea spirituală. Nu chiar cu nimic. Cu foarte puțin, pardon. Da, aveți dreptate. Cu foarte puțin. Mă ajută foarte puțin. S-ar putea să fie foarte mult. Nu. Bă, bun. M-am stat foarte multă vreme să mă gândesc la acest aspect, că ați spus un cuvânt, fiecare cuvânt e o noțiune, energii create și energii necreate. Când mi-a trecut prin cap și prin suflet pentru prima oară această sintagmă, energii create și energii necreate, sigur sună foarte interesant, foarte intrigant, am stat să mă gândesc. Și vreau să vă spun că m-am gândit mult ca să ajung măcar la nivelul ăsta la care sunt acum, care nu e foarte înalt. Da? Ce e energie creată, ce e necreată. Și aici e foarte important pentru cineva care v-a ascultat și într-o oarecare măsură a înțeles, dar trebuie să stai, să mă iertați, folosesc un cuvânt impropriu, să rumegi noțiunea asta. Da? Să stai, să te gândești, băi, ce e energie creată, ce e necreată, care e diferența, cine a creat-o, cine n-a creat-o. Da? Pentru cum acționează asupra mea. Pentru că dacă stai și te gândești, meditezi asupra acestor noțiuni și le înțelegi și înțelegi efectul lor asupra ta și asupra societății, deja, cum să vă spun,
se face lumină în jurul tău și pace în sufletul tău. Și pace în sufletul tău. Da, cunoașteți adevărul și adevărul vă va face liber. Liber. Vă va da pace, că într-adevăr ăsta este, ăsta este, adică adevărul acesta, cunoașterea duhovnicească nu este ca și cunoașterea academică. Deși nu stai totuși așa la plajă pe șezlong și îți vin, dar spun așa că Dumnezeu se milostivește, nu e vorba nici de capacitate, nici de virtuți, nici de... Dumnezeu se milostivește de om într-un fel în care omului să-i fie de folos și să le fie și celorlalți de folos darul pe care îl dă sau gândul pe care îl dă. Am stat și m-am gândit și să mă ierte Dumnezeu dacă îndrăznesc așa, că pot să fi și într-o înșelare. Dar am stat și m-am gândit, m-a frământat foarte mult lucrul ăsta, fiindcă am mai discutat și altă dată. Am început să mă gândesc foarte mult la semenii mei care sunt într-o stare de rută, de confuzie, de suferință până la urmă, care ar vrea și nu știu, e un labirint. Da, da, da. Un labirint în care mă încâlcesc și eu de fiecare dată, dar nu știu cum, cu mila lui Dumnezeu din... Ne poartă Dumnezeu. Da, ne poartă Dumnezeu și găsesc ieșirea, iar intru în labirint și tot așa. Atunci m-am gândit la lucrul acesta și mi-am dat seama din discuțiile cu oamenii care nu sunt în biserică, fiindcă ei doresc să aibă această discuție dintr-o perspectivă foarte interesantă, asta numai dintr-o experiență la față către față cu omul, îți dai seama cum trebuie să te poziționezi, fiindcă e foarte delicată. E extrem de delicată discuția asta. Îl pierzi imediat pe om. Adică imediat El vrea lumină, el vrea pace, dar nu știe cum să ajungă la ea. Da, și pe de altă parte, el este și, cum să spun, vă dați seama, după o viață de om, tu ai niște certitudini la care a ajuns, da, mă rog, poate chiar cu un efort, da, chiar cu... Și ca să ieși din alea, să renunți la alea, să le arunci la gunoi, că trebuie să le arunci la gunoi, exact, practic, să le arunci la gunoi pe alea... E dureros. Este dureros, dar eu aș spune altceva, părinte. Ferice de omul care spre finalul vieții, iluminat de Duhul Sfânt, are puterea să scoată tot răul și tot balastul pe care l-a acumulat, să-l arunce și să rămână, hai să spunem, puțin mai gol, că asta se întâmplă dintr-un anumit punct de vedere, dar curat. Știți cum e principiul vaselor aici? Da, imediat se umple, nu, cu har. Este. Nu, este, deci... N-are cum să... Nu poți fi gol. Da. Nu ești gol. N-ai cum ești, să rămâi. Ești plin de un duh sau de celălalt. Da, da, da. Da? Deci niciodată nu poți să spui că în mintea mea nu e nimica. Ba este. Ce amestecare lumina cu adevărul? Știți, spune lumina cu întunericul, adevărul cu minciuna. Și matematic, nu, ați văzut, din punct de vedere matematic, o eroare întotdeauna e în conflict cu adevărul matematic. Plus sau minus. Ori pui ăla, ori pui... Deci se pune problema aceasta că cu omul... Și, iertați-mă să nu-mi pierd ideea. Și mi-am dat seama de unde e greutatea asta să vorbești cu omul care nu e în biserică și care e cinstit sufletește. Da, da, da. Greutatea vine din faptul că el a devenit foarte spiritualizat. El este foarte spiritualizat, dar într-o zonă... Într-un duh. Exact. Extrem de posesiv, extrem de violent. Păi nu vă spun. 100 de exemple pot să vă dau cu oameni care s-au hotărât să vină la spovedit. Și le ziceam dinainte... Ai grijă, mai bine ia autobuzul, lasă mașina, fa. Deci 100 de exemple cu oameni au intrat în... Nu vreau să sperii pe nimeni, pentru că nimeni n-a avut niciodată o zgârietură. Dar pagube peste pagube. Ba n-a putut să vină 6 luni, ba n-a putut. Deci sunt foarte violente, pentru că spiritual, vedeți, zice, când vorbești de duhuri căzute, zice, vorbește, e posedat de duh.
Când vorbești de har sau de Duhul Sfânt, vorbești sălășluiește Duhul. E plin de Duhul. Vedeți? Unul are posesie, adică te lipsește de libertate, celălalt îți potențează libertatea. Și atunci zona asta, și cred că Dumnezeu mi-a dat cumva gândul acesta ca să înțeleg că abordarea mea nu era corectă. Părinte, nu mai avem destul până la finalul emisiunii, dar aș îndrăzni să sugerez. Iertați. Să sugerez ceva. Să continuăm. Cu mare drag. Nu săptămâna viitoare, că n-am să pot eu, peste două săptămâni. Peste două săptămâni să continuăm să vorbim despre duhuri, despre duhuri, da? Adică continuăm emisiunea de astăzi, lăsând ascultătorilor noștri răgazul să se gândească la energiile create și necreate, la duhurile și la această înduhovnicire a, exact, a lumii, exact, de care ați vorbit, și pe măsură ce vorbeați, îmi defilau în fața ochilor toate și îmi dădeam seama că într-adevăr așa este, numai că n-am reușit eu să formalizez, și nu eu cu mintea mea, eu cu necurăția mea, nu a venit Duhul Sfânt să-mi limpezească acest lucru. Acum că Sfinția voastră mi-a zis treaba asta, acum lucrurile sunt foarte clare și tare aș sta să mă iertați cu, ca și cum discutând în termenii celui duhului rău, necurat, tare aș sta cu un pah, cu 50 de grame de coniac vechi de 100 de ani și cu un trabuc de $100 bucata. Așa să stau, să savurez. Pentru că au o savoare asta. Pentru cine are păcatul ăsta de a gusta, nu de a bea, de a gusta, că un coniac de 100 de ani nu-l bei. Da. Tare simt nevoia acum să stau să mă închid, să mă gândesc la energiile create și necreate, la duhul curat și la cele duhurile curate și cele necurate, la duhurile ziditoare și la duhurile destructive, pentru că asta este, unele zidesc în sufletul nostru, altele ne distrug, nu-ți dai seama, da? Nu-ți dai seama. Și treaba asta ar trebui, cum să vă spun, toată lumea ar trebui să încerce să se gândească la lucrul ăsta. Să știți că oamenii intuiesc. Știu. Dar vine bombardamentul imediat. Demonii, nu știu cât timp mai avem, mai dar avem, spune câteva avem, secunde. Mai avem. Duhurile căzute nu ne cunosc gândurile. Deși asta e toată bătălia. Se vede și după lucrarea tehnologiei din ultimii ani. Da, da, bătălia se dă aici. Nu vor reuși, nu așa. Însă, a ajuns la un rafinament extraordinar. Creează ispita, adică o provocare, o încercare, cum vorbim în limbaj duhovnicesc, o provocare, o încercare, și observă ca niște, vă dați reacție. Seama, exact, reacția ta fizică, psihică, duhovnicească. O înmagazinează, o prelucrează și ia decizii și acționează. Și după aceea, deci e un întreg program, mai dă o încercare, care, adică pune niște jaloane și imediat țese o pânză de model comportamental. Și aproape că îți poate citi gândurile, că de-aia știu dinainte. Dați-mi voie să amintesc ce experimentul practic a Cambridge Analytica, cei care au influențat decisiv alegerea președintelui Trump. Da, de fapt decizia, au influențat decizia. Da, care, ei spunând așa, din 10 like-uri, deci din 10 răspunsuri ale tale la niște, exact ce spune Sfinția voastră, provocări, la ispite, da, îți fac profilul psihologic. Din 40 de like-uri îți spun ce nu știe nevastă ta despre tine. Da, așa este. Din 70 de like-uri îți spun ce nu știi tu despre tine. Și de acolo lucrurile. Deci încă o dată poți să ajungă și după aia, în momentul în care te cunoaște el mai bine decât te cunoști tu, să te manipulezi, este o joacă de copil. Da, da. Deci acolo un randament foarte mare. Acolo s-a ajuns. Și să mai spunem ceva ascultătorilor.
Că de-aia a apărut GDPR-ul ăsta cu protecția datelor. Din cauza asta, ca să nu cumva cineva să aibă puterea de a îți face profilul psihologic și de a te manipula. În sensul că eu, tu ești al meu, te manipulez eu. Să nu vină unul de afară să te manipuleze împotriva mea. Tot o posesie. Da? Tot o posesie. Și să mai spunem oamenilor că... O lipsire de libertate. Că, de exemplu, când că intri și pe un site și spune politica noastră, ești de acord, folosim cookie-uri, ești de acord? Și toată lumea spune da, că n-ai încotro. Și acolo că... sunt 50 de pagini de contract. Și acolo, așa, și în momentul în care tu ai intrat, este un IP și firmele mari cumpără IP-uri. Da, deci, nu știi, deci cumpără un cod. Codul unui utilizator... Prinde toate datele. Toate datele. Nu știe numele. Câștigate până... Da, nu știe cum te cheamă. Nici nu trebuie. Nici nu trebuie. Asta este... El va vedea în vânzări. Da? Îl va vedea în vânzări. Deci firmele cumpără la greu sute de mii și marile firme și milioane de IP-uri. Da, da, înțeleg foarte bine. Cu... Da? Eu nu mă pricep la lucrurile astea, că n-am nici Facebook, nici eu nu mă pricep, WhatsApp, dar am... Dar îmi dau seama din lucrările Sfinților Părinți, care au mii de ani. Deci ei vorbesc despre asta. Eu, adică, descoper cumva tehnologia sau efectele tehnologiei pornind de la cele pe care le spun Sfinții Părinți și, bineînțeles, o minimă 0,01 experiență duhovnicească, personală, că nu poți să fii obiect. Adică, bun. Și atunci spuneam, ajung atât de bine să te cunoască după reacții, orică ești mânios, orică ești impulsiv, orică faci aia, orică îți pui în minte, de exemplu, să nu mănânci, da, e post. Și ți-a făcut două, trei impulsi și știe, păi ăsta cade la prima... La gogoașă. La gogoașă, da. Și atunci, de aceea și poate să-ți spună câteodată mulți din cei care lucrează direct, sunt vase ale duhurilor, sunt... spiritualizați în zona asta, poți să spună lucruri. Poți să pună mâna pe tine, te doare acolo, te doare dincolo, poți să spună lucruri care se vor întâmpla. Nu pentru că văd viitorul. Duhurile nu văd viitorul, așa cum îl cunoaște Dumnezeu ca fiind necreat, ci duhurile... Duhurile rele, spuneți duhurile Duhurile rele. Căzute. Nu cunosc zona asta duhovnicească în care se mișcă ele, nu cunosc viitor, dar spun după felul în care te cunosc. În felul în care te au, de exemplu, la... Ești predictibil pentru ei, devii predictibil. Bineînțeles, aproape că... Cunoscut ca pe buzunarul tău. Aproape că îți poți spune ce vei spune în situația respectivă. Da. Aici este lupta, vorba de identitatea creștină. Pe de-o parte, apărarea pe care ți-o dă Harul, care sigur că este energie necreată. Deci, pe de-o parte treaba asta și pe de altă parte... Puterea de a te lupta cu duhurile căzute, adică și cu gândurile. Pentru că aici se dă toată lupta, se dă în văzduhul inimii. Asta e toată lupta duhovnicească. Sigur că noi vom vedea că suntem copleșiți de prețul la gaze, de... Da, clar, lumea merge înainte, cum a mers și pe vremea lui Noe, sute de ani, Noe bătea cuie sau cuie de lemn în corabia lui sau în pletea acolo și toată lumea zicea, cred că nici nu-l mai băgau în seamă după 100 de ani. Cred că se uitau, treceau pe lângă el ca pe lângă un obiect, un obiect foarte curios, bizar. Ei bine, așa merg lucrurile, se ne mărităm, ne însurăm, ne credităm, ne toate lucrurile acestea, dar dincolo de asta se dă un război pentru că într-adevăr pentru a se ajunge la un final pe care îl cunoaștem cu zi, cu oră, cu tot ce, deși intru cumva aici în conflict cu Dumnezeu, se va ajunge la un final din pricina înmulțirii fără de legii, a păcatului, a urii, a individualismului, iubirea... A lipsei de iubire? Da, multora se va răci. Și atunci sensul acestei lumi va fi pus sub semnul întrebării. Așa cum este ea. Da. Adică nu va mai fi ca pe vremea și lui când Noe. Când dispare acest sens, dispare și lumea. Dispare așa cum e. Adică și ea în final se tot. Transfigurează. Da, da. Să ne oprim aici despre aceste duhuri curate și căzute și despre
secularism și identitatea, creștină, continuăm peste două săptămâni. Însă, până atunci, până, de fapt, între două emisiuni ale noastre, cu sau fără pauze, e duminica. Și, ca de obicei, Părintele, vă face invitație. Cât de mult se ruga și Sfântul Siloan ca oamenii să vină să-L cunoască, să cunoască iubirea lui Dumnezeu. Cel mai vizibil, așa, putem să-L vedem pe Dumnezeu la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Doamnește!